Și cu această sticlă încet o voi strânge în mână și va iriga nasul meu și mucoasa din sinusuri și va ieși pe cealaltă nară. Voi tuși puțin, că așa e normal. Deci m-am irigat nara din dreapta și în sinusuri, o să încerc și în cealaltă nară. Și acum mi-am irigat mucoaza nazală și sinusurile. Am distrus probabil foarte multe din virusuri prin acțiunea mecanică a presiunii, le-am eliminat de pe mucoasă și mi-am micșorat foarte mult șansele să mă îmbolnăvesc. Chiar dacă virusul a intrat în nasul meu și în gură, eu acum am putut să-l omor sau să-l elimin mecanic din gură, exact cum faceți când ieșiți din mare, aveți nisip pe voi, mergeți și faceți un duș, dar săpunul și apa nu o să dizolve nisipul, dar acțiunea mecanică a luat nisipul de pe corpul dumneavoastră și acum sunteți curat din nou. Eu folosesc acest procedeu de mult timp. Pentru spălatul pe dinți puteți să combinați apa oxigenată cu apa de gură, tot la o concentrație de 1%. Apa oxigenată din România are 3% concentrație, exact cum e și la noi. Deci o parte de apă și două părți de apă normală, o parte de apă oxigenată și două părți de apă de gură pentru gură, sau o parte de apă oxigenată și două părți de apă normală de băut pentru irigația nasului și a sinusurilor. Vă doresc numai bine, sper că acest procedeu vă va ajuta să micșorați foarte mult numărul de infecții.